Un apel de urgență primit în jurul orei 21:30 anunța că un cadavru plutește pe lacul Siutghiol în zona Palazu Mare. La fața locului au sosit imediat pompierii și un echipaj al ambulanței, dar nu s-a mai putut face nimic pentru bărbatul în vârstă de 43 de ani. Acesta era îmbrăcat în pijamale, iar în picioare avea o pereche de papuci. Polițiștii secției 2 au fost sesizați de către un cetățean despre faptul că în zona Palazu Mare, pe lac, plutește cadavrul unui bărbat. Acesta a fost scos din apă de un echipaj al ISU, ulterior identificat de polițiștii secției 2. E vorba de un bărbat în vârstă de 43 de ani. Din primele cercetări, se pare că bărbatul era un fost pacient al Spitalului de Psihiatrie Palazu Mare și fusese externat cu o zi în urmă. Oamenii legii vor continua cercetările pentru a afla cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Trupul bărbatului a fost depus la morga cimitirului central Constanța pentru efectuarea necropsiei.